Ei au nevoie de acordul proprietarilor, nu îi interesează, îi amenință, sunt de, iarăși de notoritate campaniile de amenințare pe care le fac în Banat. Ei sunt stat în stat. Dacă sun la 112, poliția nu vine. Jandarmeria nu vine. Pentru că, nu știu, este un fel de acoperire. Ideea e că ei acum susțin că în România de fapt se caută gaze. Ei omit. Ei caută omit, orice. Exact. Deci prin aceste prospecțiuni, ele sunt de mai multe tipuri. Ele au pornit ca și prospecțiuni satelitare, tocmai din cauza diverselor regime, unui capitalist, unui comunist. S-au obținut tot felul de hărți și acum ele se aprofundează prin prospecțiunile seismice, astea, geologice și seismice la sol. Aceste analize se fac cu explozibili, se forează niște găuri de diverse adâncimi și se montează niște explozibili, se detonează și semnalul se culege ca la ecograf cu ajutorul unor microfoane sau geofoni, mai exact spus, și se face o hartă tridimensională a straturilor geologice. Montarea, manipularea explozibilor se face cu niște prevederi speciale, ar trebui cu niște personal specializat, ar trebui scoase autorizații de construcție, toți pașii aceștia sunt săriți. De multe ori explozibilul e la vedere, sunt zone unde copiii se joacă pe câmp sau pe stradă și nu e nicio problemă, el chiar este. L-au depozitat la grădiniță undeva în județul Neamț, la Războiul. Cum la grădiniță? Da, la grădiniței, da. Incredibil. Deci în toamnă cazul cu Vili Șuster este de notorietate, îl avea în mână, deci era la liber pe câmp. Vă dați seama, sunt niște situații mai mult decât ilegale. Și ei frizează legea tot timpul, se ascund după tot felul de tertipuri, că urmează să caute apă, urmează să le bage gaz la oameni. Există niște prevederi foarte stricte cu privire la distanța față de, de cea mai apropiată construcție din localitate la care se fac aceste prospecțiuni cu explozibili. Da, pentru că ar afecta construcțiile, bănuiesc, cu imobilele și nu interesează. În Polonia, de exemplu, de la prospecțiuni s-a prăbușit turla unei biserici monument istoric, deci de la prospecțiuni, nu de la faza de explorare cu sondă. Și pe lângă acestea mai sunt prospecțiunile care se fac cu acele camioane cu talpă vibrantă. Ele reușesc să inducă niște vibrații foarte puternice în sol, similare cu exploziile. Pe unde trec ei, e jale, nu mai crește nimic, nu despăgubesc pe nimeni. Conform codului civil, ei se prevalează de un drept de servitute care nu există. Ei au nevoie de acordul proprietarilor, nu îi interesează, îi amenință, sunt de, iarăși de notoritate campaniile de amenințare pe care le fac în Banat. Ei sunt stat în stat. Dacă sun la 112, poliția nu vine. Jandarmeria nu vine. Pentru că, nu știu, este un fel de acoperire. Păi gândește-te că își fac cuib în curțile primăriilor. Deci găsești mașinile de prospecțiuni parcate în curțile primăriilor. Deci ce așteptări să avem să intervină autoritățile când practic sunt mână în mână? Și să nu uităm de situația de la Moșna, când fiind amenințați chiar cu moartea de către cel care făcea acolo, care inspecta terenurile, am sunat la poliție și practic tot noi am fost împinși cumva. Adică e revoltător ce se întâmplă și din păcate lucrurile astea au loc în toată țara. Au fost revolte și în Piatra Neamț, la Timiș acum este chiar în floare lupta împotriva prospecțiuni. Am fost sunați de cineva din Urlați. Da, unde la fel. La fel și problema majoră practic este că intră pe terenurile oamenilor fără să aibă acordul acestora. Exact. Sau obțin aceste acorduri abuzive, cum a fost cazul la Băile Felix, unde, apropo, ca o mică paranteză, acolo au secat băile. Deci, la Băile Felix... Lacul e istorie. Da, gata. Gata, nu mai ai deci renumit. Datorită prospecțiunii. Datorită unor celor factori de la prospecțiuni și datorită faptului că foarte multe pensiuni au exploatat intensiv rezervele de apă geotermală. Și a secat lacul.
Acolo erau și trei specii protejate, nu contează, noi ne facem de cap. Da, voiam să spun că acolo s-au strâns semnături pentru cu totul altceva și s-au folosit ca aprobări pentru ale oamenilor, pentru ca cei de la prospecțiuni să intre pe terenurile lor. Deci se practică niște ilegalități, noi am sesizat autoritățile, însă la fel, avem și procese deschise cu prospecțiunile, imediat se face anul. De fapt, cred că am trecut de un an, de când avem deschise procese cu prospecțiuni și încă nu am fost chemați pentru audieri. Incredibil. Maria Oltan, vă rog. Da, eu vreau să mai adaug aici că oamenii ăștia încearcă să facă prospecțiuni chiar și în localități și avem un exemplu notoriu la Putna, unde au intrat până lângă mănăstire, monument istoric din secolul... Da, 16. Și de menționat că intră și prin cimitire fără absolut nicio problemă. Deci am găsit, avem și imagini, o să le arătăm după ce le organizăm puțin. Cabluri trase prin cimitire, kilometri de cabluri. Pe bine, și cine dă aceste aprobări ca să se poată intra? În mod normal trebuie să se facă o comisie în care să, la care să participe și comunitatea. Din păcate acest lucru nu se întâmplă. Primăriile anunță și lasă anunț undeva la 2-3 zile și doar în avizierul primăriei. Și să fii serios, nimeni nu se duce zi de zi la primărie să verifice ce este acolo. Ei cumva sunt acoperiți legal, că au făcut informarea și oamenii nu s-au prezentat. Ba mai mult, la început s-au dus și încă mai se practică și acum, de exemplu în județul Timiș, s-au dus la oameni și le-au spus că efectiv nu au ce să facă, vine de undeva de sus, toate autoritățile au semnat, ei au toate semnăturile și nu pot să se opună. Deci ori primesc despăgubirea pe care le-o propune compania care asta face prospecțiuni. Dacă omul nu are asigurare, cine îl despăgubește pe acest om în condițiile în care, cum spunea domnul Apostol, vine cu explozia, bum, și se crapă casa omului? Cine îl despăgubește pe acest om? Asigurările funcționează doar pentru cauze naturale. Da. Cauze asta antropice și spun, nu funcționează. Tocmai, cine îl despăgubește pe acest om? Nu are decât să se lupte cu ei în instanță pentru zeci de ani. Și până atunci unde stă? Că poate îi pică casa omului. Interesează. Gândiți-vă că sunt oameni care de ani de zile în urma inundațiilor sunt fără case. De ce sunt inundațiile alea? Pentru că am defrișat munții. Cine a defrișat munții? Aceiași oameni care ne conduc acum și ne cer votul. Pe nimeni nu interesează. Ele, toate aceste probleme se leagă. La fel este cu mineritul, cu cianuri, la fel este cu gazele de șist, la fel este cu despăduririle. Sunt aceleași păgi, aceiași oameni au șpăgile respective. De 25 de ani sunt aceiași oameni. Ei doar se rotesc la putere. Se pitesc unul după celălalt, ca să spun așa. Dau vina pe cel din spate, cel din spate pe cel din spate și tot așa. Greu o moștenire de la guvernarea precedentă. Ca să revenim la subiectul prospecțiunilor, să nu ne abatem foarte tare, să intrăm în politică dintre asta de 25 de ani care o să ne deprime de toți. Ideea e că practic ei merg peste bătrâne, le păcălesc cu niște hârtii pe care le pun în față și le spun semnează mamaie, că e de la domn primar, a zis domn primar. Și dacă nu semnezi, se va retrage ajutorul social, nu vei mai avea acces la pășune cu animalele pe care le crești și așa mai departe. Lucrurile astea le avem și în filmări mărturii de la oameni din diverse zone ale țării. Practic prospecțiunile se fac deja de câțiva ani. Cred că au început acum vreo 3-4 ani, deci prospecțiunile, după noi spunem că sunt hidrocarburi neconvenționale și în sprijinul acestei afirmații avem un filmuleț, un interviu cu domnul Pătruții. Da, îmi spun colegii din regie că este pregătit. Ok, deci putem să dăm acest filmuleț tocmai ca să nu încapă îndoială că în România practic toate companiile care dețin concesiuni caută gaze de șist. Gaze de șist și alte hidrocarburi neconvenționale. Pentru că ei susțin sus și tare. Avem declarații oficiale ale unor firme. Țineți minte că am postat acea imagine care, în care se spunea de pe cei de la Hunt Oil că au venit în România să caute pe lângă petrol și gaze neconvenționale. Iar în clipa în care am făcut publică această postare, la câteva zile au tăiat neconvenționale și au lăsat doar gaze. Avem imaginea cu before and after, înainte și după. Exact.
sunt terorizați acum de folosirea acestui cuvânt în toate documentațiile lor. Deci ei acum în Câmpia de Vest, ce înseamnă județul Timiș, Arad, Oradea, spun că caută gaze. Gaze naturale, domnule, într-adevăr. Și gazele de șist tot naturale sunt, că nu sunt antropice. În fine. Practic, în momentul ăsta n-a rămas în variantă oficială decât șevronul care ar căuta gaze de șist și șevronul doar în perimetrul din Moldova, deci perimetrul EV2 Bârlad, acum de partea din Dobrogea. Nu mai vor să spună că se caută gaze de șist. Dar ca să ne lămurim exact ce se caută în România și care sunt și pericolele recunoscute de altfel de domnul Pătruții la nivel de 2012, în aprilie 2012. Eu zic să urmărim acest material și ulterior stăm de vorbă pe marginea acestui subiect. Ok, și apoi putem să luăm și telefoane de la oameni care au probleme cu prospecțiunile. Imediat. Materialul și revenim. Discutăm despre acorduri petroliere, în care obiectul cercetării sunt hidrocarburile sub orice formă care se găsesc în subsol. În principiu, orice companie care deține un acord petrolier în România poate să facă lucrări de explorare pentru aceste resurse neconvenționale. În ultima perioadă și-au manifestat intenția majoritatea companiilor care dețin acorduri petroliere, inclusiv Petrom, Romgaz, deci este o resursă pe care niciun stat și nicio companie nu își permite să o neglijeze și să nu o studieze în vederea unei viitoare exploatări, sigur, cu cele mai bune practici și cu un impact minim asupra mediului. În acest moment nu suntem în situația, care de altfel nicio țară din Europa, să putem spune care sunt zonele de perspectivă și care sunt rezervele sau resursele de aceste roci neconvenționale. Suntem la începuturile unei perioade în care studiem posibilele roci purtătoare de aceste rezerve neconvenționale. În cursul anului trecut, la inițiativa agenției, în cadrul Programului Geologic Național, un grup de specialiști de la universitățile din București, Iași și Cluj au analizat toate datele disponibile, existente în arhivele României, în vederea și au elaborat o primă etapă privind posibilitatea existenței unor roci care să conțină gaze și țiței neconvenționale în România. Prima etapă a fost finalizată și urmează și studiul se continuă și în acest an. Deci cunoaștem în principiu formațiunile geologice în care ar putea să fie cantonate hidrocarburi neconvenționale, dar nu cunoaștem date directe referitoare la aceste formațiuni ca porozitate, permeabilitate, conținut în substanță organică, adâncimea la care se află, faciesul în care se dezvoltă aceste roci. Sunt o mulțime de informații și suntem într-o fază preliminară de investigare a acestor posibilități, pornind de la datele existente care au vizat cu totul alte obiective. Aș menționa că în noiembrie 2011 a fost redactat un studiu comandat cu 6 luni înainte de către Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, și în cadrul căruia a fost creat un subcomitet de lucru pentru Shell Gas. Rezultatele acestui studiu arată o lipsă de comunicare între companii, autorități și populație pentru o corectă informare a populației și în același timp indică 20 de posibile măsuri care să reducă impactul asupra mediului.
procesul de exploatare a oricăror resurse minerale este un proces care are impact asupra mediului. Dar acest impact poate fi controlat și minimizat atât prin respectarea bunelor practici, cât și prin măsuri suplimentare de reglementare a operațiunilor desfășurate. Revenind la rezultatele acelui studiu, ca principal efect asupra mediului, rămâne o posibilă, deci subliniez termenul de posibilă, contaminare a apelor subterane. Această contaminare se poate produce doar datorită nerespectării tehnologiilor de forare și de cimentare a sondelor și nu datorită utilizării unei anumite metode. Și printre măsurile menționate se recomandă un control riguros al cimentării sondelor, astfel încât lichidul de folosit în procesul de fisurare hidraulică să nu ajungă în acviferele subterane. Alte direcții în care trebuie acționat sunt în reducerea emisiilor de metan în atmosferă în perioada în care se face tratarea gazelor extrase. Tratare care este similară cu cea în cazul gazelor convenționale. Aceste perimetre nu se rezumă la localitățile prin care ele sunt denumite. În perimetrul Bârlat, de exemplu, are o suprafață de 4.000 de kilometri pătrați, în timp ce perimetrele din Dobrogea au fiecare câte o suprafață de aproximativ 1.000 de kilometri pătrați. Denumirea perimetrului Vama Veche, care se extinde din zona litoralului până la Dunăre, provine de la faptul că cea mai mare localitate din acest perimetru este Vama Veche și este utilizată doar ca punct de reper. La fel este situația și cu Bârladu și cu Costineștiu și cu Adam Clisi. Practic, densitatea populației în aceste zone este redusă, dar nu acesta este lucru important, nu densitatea populației, pentru că oricum lucrările nu se desfășoară în intravilanul localităților. Problema este de a se respecta tehnologia și de a se respecta legislația în domeniul resurselor minerale și legislația în domeniul mediului, în așa fel încât impactul asupra mediului să fie minim. Sunt într-adevăr probleme legate de poluarea apelor subterane, care pentru a fi eliminată trebuie să fie respectată în tocmai disciplina tehnologică. Sunt probleme referitoare la cantitatea de apă necesară pentru realizarea procesului de fisurare hidraulică, cantități care sunt de ordinul zecilor de mii de metri cubi, deci nu milioanelor, vorbim de milioane de litri, ceea ce înseamnă zeci de mii de metri cubi. Apă care nu trebuie să fie și nu o să fie apă potabilă. Vorbim despre apă din râuri sau din lacuri. Dacă ați dori un termen de comparație, tot discutăm despre zona Bârladului, deci practic Siretul este aproape, Siretul are un debit mediu, să nu greșesc, de 200 și ceva de metri cubi pe secundă. Deci practic pentru a săpa, pentru a utiliza fisurarea hidraulică într-un foraj, este nevoie de apa care trece pe Siret în 100 de secunde. Am revenit în direct. Aș vrea să citesc un mesaj. De fapt, este o întrebare adresată telespectatorilor, invitaților mei, îmi cer scuze. Spune cineva așa, un domn Dorel, văd că se semnează, avem vreo șansă să ne opunem exploatării și explorării gazelor de șist?
Da? Da, categoric. Da, altfel... pentru că ele sunt ilegale. Deci în legea petrolului este stipulat foarte clar carburanții sau combustibilii fosili sunt petrolul, gazul condensat și gazul metan. Nu se spune nimica despre petrolul de șist, nu se spune nimica despre gazele de șist. Argumentul acesta nu știu cât e de util, pentru că ei pot să schimbe legea oricând și știm că au mai făcut-o de atâtea ori. Cred că întrebarea se referă la a scăpa de chestia asta printr-o mișcare de masă a oamenilor și noi exact asta încercăm să facem, să informăm oamenii și să-i facem să se opună. Pentru că în momentul în care toate aceste companii vor avea de-a face cu comunități ca cea de la Pungești, care vor fi dispuse să lupte până la ultima suflare pentru a-și apăra comunitatea, nu știu dacă le va mai da mâna să investească în România. Și bineînțeles, dacă vom pune presiune constantă pe toți politicienii să oprească nebunia asta, atunci putem să scăpăm. Dar până atunci avem de muncit, oameni buni, și cred că suntem cu toții de acord că presiunea e atât de mare încât ei vor face tot ce le stă în putință și pot să facă foarte multe pentru că sunt cele mai mari companii din lume să facă ceea ce și-au propus. Dar mai suntem și noi aici 20 de milioane de oameni și cred că datoria noastră e să până la urmă, ca specie, da, ar trebui să avem instinctul de conservare, nu? Și orice om normal ar trebui în momentul în care simte o amenințare să își cam apere viața. Dacă se o să, poate... Da, o să-l sune imediat colegii mei pe domnul Ivan. Să revenim la materialul pe care l-am văzut. Maria Olteanu, vă rog. Exact, deci despre materialul cu domnul Pătruții. Domnul Pătruții, la nivel de 2012, în aprilie, când încă nu fusese decât un singur, când primele proteste au început la Bârlad în 27 februarie 2012, deci la o lună și ceva de la primul protest împotriva gazelor de șist la Bârlad, domnul Pătruții încă mai avea tupeul să vorbească despre faptul că în România toate aceste perimetre concesionate sunt inclusiv pentru hidrocarburi neconvenționale, ceea ce acum, cum am spus mai devreme, nu se mai întâmplă. Ce ne mai spune el interesant în acest filmuleț este că aceste companii își vor lua apa din râuri și din lacuri. Da. Ceea ce contravine argumentației Chevron de la Pungești, care susține că își aduce apă, vezi, doamne, cu camioanele de la o firmă care livrează apa de undeva de acolo din zonă. Ceea ce e, după toate aparențele, pentru că avem și documente, o mare minciună, pentru că ei practic forează în acviferul de mare adâncime și își extrag de acolo apă pe care, bineînțeles, că nu o plătesc. Ăsta e un aspect extrem de important, pentru că întotdeauna ei susțin că or să plătească apa, deci că este inclusă în costuri, dar de fapt vin aici și vor folosi resursa de apă dulce, o resursă finită, pe care nu o vom mai putea reutiliza după folosirea în procesul de fracturare și practic vom rămâne fără apă, o apă pe care acești indivizi nici măcar nu o vor plăti. Un domn Costel spune, nu este glumă, această invenție scoate din discuție gazele de șist și chiar petrolul și poate salva România și toată Europa de criza energetică. Această invenție este atestată de personalități din Academia Română. Carburantul cel mai accesibil este apa. Exact. Poate ar fi binevenit o emisiune fix pe subiectul alternativelor energetice. Cred că acum
ideea ar fi să, în primul rând, să cartăm problemele cu care ne confruntăm la ora asta în România și să vorbim în continuare de prospecțiuni. Și aici, Heti, poate tu ne spui mai multe despre activitatea din teren. Eu o să pun, merg să pun... Cei din Murgeni ne spun că sunt terorizați de cei de la prospecțiuni împreună cu primarul. De unde anume? Din Murgeni. Murgeni, da, Murgeni, nu mai multe. Este. Murgeniul, din câte știu eu, este Bârlad, în Galați, Vaslui. În Vaslui, da.